Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, europarlamentarul Maria Grapini a transmis un emoționant mesaj. Am spus dintotdeauna că educația este pilonul unei societăți sănătoase și dezvoltate. Fără educație nu poți avea competențe în nimic, nu poți avea respect față de valori și nu poți crea plus valoare. Speranța pentru o lume mai bună stă în educație. Oamenii care și-au ales profesia de dascăl trebuie să aibă vocație și să se dedice total profesiei. Pe cât de grea este această profesie, pe atât este de frumoasă. Școala de la noi are încă capacitatea de a oferi acestei țări oameni de valoare. Și acest lucru este posibil datorită strădaniei comune a educatorilor, învățătorilor și profesorilor. Aceștia sunt cei care pot să crească nivelul de cunoaștere al generațiilor care vin din urmă și se cuvine să le mulțumesc. De Ziua Educației doresc să adresez un călduros la mulți ani tuturor cadrelor didactice care se dedică profesiei și se luptă să-și facă datoria în condiții improprii, în multe locuri, tuturor celor care au înțeles noblețea și importanța educației și și-au dedicat viața acestei profesii nobile, spune eurodeputatul Maria Grapini, în conformitate cu recomandarea UNESCO cu privire la statutul profesorilor. Încă din 1994, ziua de 5 octombrie, a fost declarată Zi Mondială a Educației, simbol semnificativ al conștientizării, înțelegerii și aprecierii față de contribuția pe care profesorii o au pentru educație și dezvoltare și, în egală măsură, prilej pentru a atrage atenția asupra rolului profesorilor în cadrul societății.